genul programului Pamflet. La cât de păcăliți suntem noi, ar trebui să avem pielea tăbăcită și să nu ne mai mire sau să ne afecteze nimic. Și totuși, ar fi bine să nu îndrăznim să spunem că mai rău nu se poate. Se fură și se minte, fără excepție. Suntem cu toții clienți ai pieței auto, fie first, fie second hand. Ne interesează în egală măsură noxele mașinilor, pentru că asta ne face să scoatem mai mulți bani din buzunar. Scandalul anului trecut a avut în atenție firma Volkswagen și măsluirea testelor de emisii poluante. A făcut-o elegant, soft, ca să-i spunem pe nume. Cine ar fi crezut? Dar tocmai pentru că nimeni nu se aștepta, a șocat mapa mondului. Nu este însă singurul caz în care un producător auto a fost prins că a încercat să înșele autoritățile de reglementare. General Motors, Ford Motor sau American Honda Motor au fost obligate cu ani în urmă să plătească amenzi semnificative și au luat măsuri în trecut pentru a rezolva deficiențele descoperite de autoritățile americane. Zeci de milioane de dolari amendă au avut de plătit companiile cu pricina, plus costul rechemărilor automobilelor și modificările de rigoare. Și ce dacă atâta vreme cât a meritat? Altfel, nu se explică recidiva. Și când credeam că piața auto a fost prea zguduită ca să se mai preteze cineva la astfel de matrapazlăcuri, ni se demonstrează că orice e posibil. Aflăm că Mitsubishi Motors a testat fraudulos emisiile pentru mașini. Nu acum, azi, ieri, ci în ultimii 25 de ani. Testele frauduloase care falsificau consumul real de combustibil și datele despre eficiență au început să fie manipulate încă din 1991, pentru că nu reușea să atingă standardele japoneze de testare. Deci, japonezii, poporul soarelui răsare, care renaște ca pasărea Phoenix, samuraii capabili să-și dea viața pentru onoare, imaculații pământului au dovedit că suntem toți o apă și un pământ când vine vorba de bani. Și să mai spună cineva că românii-s hoți. În punct de vedere, Alina Mihăiescu sunt cele bune.